Bine v-am regăsit, dragii mei, la un nou video interactiv. Haideți să facem în această seară o clarviziune și o etalare despre cum gândește persoana voastră iubită despre voi. Cum se gândește la voi, mai exact. Și ce simte pentru voi. Aceasta va fi varianta luminoasă, ca să spunem așa, pozitivă. Și am să fac un alt video și despre partea întunecoasă a persoanei voastre iubite, mai ales, dar în special dark side. Ok, bun, vom face trei etalări, am trei variante, ca de obicei. Prima, jadul tânăr sau piatra verde. A doua, ochiul de tigru sau piatra maro. Și a treia, cristalul. Bun. Țin să precizez că acest video este valabil și pentru doamne și pentru domni și să nu uitați că eu notez minutele pentru fiecare etalare în parte, iar voi le veți găsi mai jos în descriere împreună cu datele mele de contact. Bun, haideți să începem cu etalarea numărul 1. Piatra verde sau jadul tânăr. Și vreau să vă mulțumesc pentru toate comentariile frumoase pe care mi le-ați lăsat. Vă mulțumesc pentru apreciere și mă bucur că vă pot fi de ajutor și eu vă iubesc. Bun, etalarea numărul 1. Haideți să vedem pentru cei de la etalarea numărul 1, cum se gândește persoana voastră iubită la voi. Cum se gândește persoana voastră iubită pentru cei de la etalarea numărul 1? Oh. Cum se gândește persoana voastră iubită pentru cei de la etalarea numărul 1? Poate mulți aveți de-a face cu Capricorn. Dar mai văd și Taur, Capricorn, da, am zis bine, Taur, Capricorn, Rac, Scorpion, Fecioară, Leu, Berbec și Pești. Persoana voastră iubită se gândește la voi într-un mod foarte intens, ca să spun așa. Aveți de-a face cu o persoană foarte... Haideți să nu spunem, poate nu pentru toată lumea, cei care trebuie să auziți mesajul ăsta, pentru unii aud că această persoană se gândește la voi cu foarte multă pasiune, dar mai mult, ca să spun așa, pe partea sexuală decât pe partea romantică, este o persoană destul de dominantă, această persoană adoră să vă domine, se gândește la voi în acest fel. Mai aud că această persoană se gândește, unul dintre mesaje este, dacă nu aș fi făcut acel pas greșit să plec, persoana s-a jergâtă foarte mult pasul pe care l-a făcut că a plecat din viața voastră. Clar, pentru mulți dintre voi sunteți despărțiți sau persoana respectivă este la distanță de voi. Pentru unii dintre voi este posibil să fiți împreună în aceeași casă, pentru că văd o comunicare destul de dificilă între unii dintre voi, iar persoana asta cumva are o atitudine destul de dominantă. Luați doar ce rezonează pentru voi. Persoana asta își dorește foarte mult să vă domine și chiar și la modul sexual, persoana asta se gândește la voi ca și cum, dacă vreau să te pedepsesc, nu-ți mai ofer asta, pentru că știu că asta îți dorești foarte mult. Persoana asta vrea să vă facă să vă rugați de el sau de ea, asta gândește, să vă rugați de el sau de ea, ca să vă dea ceea ce doriți, ca să spun așa. Poate fi vorba de atenție, un sărut, un telefon. Este o persoană care face abuz de putere. Pentru cei care aveți de-a face cu un rac pe scorpion, persoana asta se gândește la voi, aveți de-a face cu o persoană care se gândește foarte mult la voi în stare de ebrietate. O persoană care poate fi căsătorită sau pur și simplu o persoană care adoră să petreacă, adoră viața,
este o persoană care nu suportă, poate fi și o persoană destul de falsă, o persoană care se gândește la voi și cred că este legat de prima carte, poate avea ascendent în Capricorn sau în Taur sau invers. Este o persoană care adoră să... probabil că mulți dintre voi, în clar viziunea mea văd lucrul ăsta, că mulți dintre voi petreceați împreună cu această persoană sau beați împreună, făceați mese împreună, mergeați împreună la restaurant, la petreceri, iar persoana asta se gândește la voi în acel mod. Și apoi, ca să spun așa, se ajungea finalizarea zilei cu sexualitate, iar persoana asta se gândește la momentele acelea. Bun. Pentru unii dintre voi care sunteți căsătoriți și vă gândiți la cineva căsătorit, pentru că mi-apare și acest lucru, persoana respectivă se gândește la voi, ambii căsătoriți, repet, poate fi gemeni, balanță, vărsător sau voi puteți fi din zodia asta. Persoana asta se gândește la voi ca și cum dorește să vă obțină, dar îi se pare imposibil. Este ca și cum ar vrea să spun, haide să facem schimb de parteneri. Adică voi să-i dați partenerul sau partenera voastră și invers. Bun. Pentru unii dintre voi, persoana de la etalarea nu se gândește cum să vă mai manipuleze. Ce să mai facă? Văd o persoană care simte că nu mai funcționează nimic din ce a făcut în trecut. O persoană care a aplicat foarte multă tactică, psihologie, foarte multă... Parcă văd o persoană care a studiat, ca să spun așa, sau poate a citit pe internet foarte multe lucruri de genul ăsta legate de manipulare, legate de psihologie, legate de dominarea unei persoane. Cam toată etalarea numărul 1 se bazează pe chestia asta, adică aveți a face cu cineva care dorește să vă domine foarte mult. Iar persoana asta se gândește cum să vă domine. Asta este gândirea acestei persoane. Ce poate să mai facă? Pentru că a folosit cam tot ce se putea folosi și cam nu mai funcționează. Persoana asta se mai gândește la voi ca un moment turn. Are momente când este ca o persoană care vă dorește foarte mult și exact ce spuneam mai înainte, este o persoană și sadică, e o persoană care face abuz de putere. Preferă să stea să sufere, să se enerveze, să aibă un moment turn, că știe că vă dorește, știe că vă vrea, simte lucrul ăsta, decât să pară slab sau slabă în fața voastră și să vulnerabil sau vulnerabilă să vă caute. Persoana asta nu vrea să facă o mișcare inversă, ca să spun așa, pentru a devia lucrurile. Adică persoana asta vrea ca voi să fiți cei care îl căutați sau o căutați și voi să fiți cei care sunteți cei supuși. Bun. Persoana asta se mai gândește la voi și vă o să facem imediat și cum vă vede această persoană. Persoana asta se mai gândește la voi ca se gândește că aveți foarte mulți admiratori sau admiratoare. Se gândește la lucrul ăsta. Și se gândește cu teamă că ați putea să vă găsiți pe cineva sau v-ați găsit deja, poate mulți dintre voi v-ați găsit, pentru că văd o persoană care vă urmărește, o persoană care întreabă de voi, poate cunoștințe comune sau poate se interesează de voi, văd o persoană care pur și simplu cred că v-a văzut undeva la cumpărături sau într-o locație anume vorbind cu cineva, iar persoana asta se simte în pericol, ca să spun așa. Bun, persoana asta se gândește la voi ca la un nou început, își dorește să aibă un nou început cu voi, însă este o persoană mult prea neserioasă. Avem cavalerul de cupe și nebunul, fraierul. Persoana asta se gândește la voi, la amintirile frumoase pe care le aveați împreună, la momentele frumoase petrecute, dar pentru câțiva dintre voi, persoana asta vă privește mai mult ca un prieten sau ca o prietenă, poate pentru cei care sunteți la începutul unei relații sau nu văd o persoană serioasă, în niciun caz. Și când mă refer la asta, mă refer la rac, pești, scorpion și gemeni. Persoana asta
este mult prea îngânfată, mult prea plină de el sau de ea. Exact ce vă spuneam. Persoana asta nu deține nimic, însă face abuz de putere. Adică dorește să aibă persoane care să le domine psihic. Pentru că persoana asta nu se poate ridica la nivelul vostru, dar încearcă să vă coboare pe voi, la nivelul lui sau la nivelul ei. Are claritate în ceea ce vă privește. Există aici o a treia persoană și persoana asta s-ar putea să gândească la voi că aveți deja o altă persoană în viața voastră sau poate chiar sunteți căsătoriți deja, însă persoana asta se gândește la voi cu această claritate și este conștient sau conștientă că a pierdut sau că va pierde. Având în vedere că avem un moment turn, persoana asta mai poate să se gândească la voi ca și un gând să vă despărțiți, așteaptă să vă despărțiți sau așteaptă să terminați relația pentru unii dintre voi care ați mers mai departe și aveți o relație cu altcineva, așteaptă ca viața voastră să se dărâme, diavolul și turnul să se dărâme ca să poată să intervine, parcă persoana asta intervine sau știe că îl sunați sau o sunați de fiecare dată când se întâmplă ceva rău cu voi și persoana asta așteaptă ca viața voastră să se dărâme și are claritate că reveniți la el sau la ea. Bun, are o atitudine de jucător persoana asta. Se joacă cu viața voastră. Poate mulți dintre voi vă cunoașteți din copilărie cu această persoană. Am mai spus gemeni, balanță, vărsător. O atitudine de player. Poate mulți dintre voi aveți de-a face cu un scorpion, unde situația este terminată, adică ați spus punct definitiv, nu vreți să mai aveți de-a face cu persoana asta. Iar persoana asta, cu doi de pentacule și moartea... Și acest magician consideră că oricând poate să adopte o altă tactică să vă manipuleze, oricând poate să aibă loc această transformare, oricând poate să vă facă acest lucru. Bun, luați cum rezonează, dacă voi sunteți cei care faceți unele lucruri, luați cum rezonează. Bun, magicianul, vreau să văd cum se gândește persoana asta la voi cu acest magician. Mulți dintre voi care sunteți din Lover Back Săgetător, foarte multe bute văd, sau din Rac, sau sunteți din Rac sau Scorpion, mulți dintre voi, persoana asta cu magicianul și cu 9 de bute, e o persoană sadică. Deci trebuie să spun lucrul ăsta. Având luna și 9 de bute, se gândește, deci nu pot să cred așa ceva, mi-a părut în clar viziune, dar cred că este mult prea mult ce face această persoană. Fiți atenți la mine. Deci persoana asta se gândește cum să vă mai manipuleze, știe că aveți și ați trecut și v-a făcut de foarte multe ori să suferiți, știe lucrul ăsta. Iar persoana asta pur și simplu se gândește la voi, reginele de butele, Lover Back Săgetător, Rac, Scorpion, dar puteți fi oricare altă zodie, luați cum rezonează pentru voi, special doamnele, aveți grijă că persoana asta... Persoanele astea nu-i pasă cât de mult v-a rănit, nu-i pasă absolut deloc, nu-i pasă ce stări mentale v-a dat. Pe multe dintre voi vă văd că aveți o stare psihică foarte urâtă, iar persoana asta știe cumva prin ce treceți și totuși se gândește cum să vă mai manipuleze într-un mod sadic, să se întoarcă să vă facă acest lucru, să vă provoace mai multă durere, mai multă durere. Persoana asta, exact cum am spus, wow, aveți de-a face cu o persoană foarte periculoasă, o persoană obsedată, aș putea spune, sau obsedată, o persoană obsedată și mi se, adică foarte predominant este Rac, Pești, Scorpion, Gemeni, Balanță, Vărsător, Taur și Fecioară. E o persoană care vrea să vă domine foarte mult. O persoană care este și obsedată, este și frustrată, este și poate avea și destul de multe vicii sau chiar putem vorbi de o persoană cu probleme psihice. O persoană chiar psihopată, care am spus că este, nu este partea dark side de acest video, dar nu pot da, că asta vă trebuie să vă spun. Deci persoana asta este ca și cum ar gândi numai în modul întunecat, adică are momente în care persoana asta, să știți că vă urmărește foarte mult seara.
Pentru cei care știți că persoana asta vă poate vizita cu ușurință și știe unde locuiți, să știți că persoana asta vă urmărește noaptea. Nici nu vă imaginați cât de mult vă spionează această persoană. Poate mulți dintre voi, pentru că văd câțiva dintre voi care stați la curte, la casă, la curte, la o vilă, văd că persoana asta vă urmărește dacă ieșiți pe terasă sau dacă stați la bloc, dacă ieșiți pe balcon. Mulți dintre voi aveți un cățel împreună cu această persoană. Iar persoana asta se leagă cumva de acest animăluț sau poate fi un alt animăluț, se leagă de acest animăluț pentru a-și găsi o scuză ca să vă vadă. Dar foarte mulți dintre voi aveți copii împreună, iar persoana asta, sau poate chiar sunteți însărcinate, iar persoana asta găsește o scuză. Trebuie să spun și asta. Trebuie să o spun și pe asta. Pentru foarte mulți dintre voi aveți de a face cu o persoană care are o credință foarte întunecoasă. O persoană care lucrează cu părți foarte negative. O persoană care are o energie și o vibrație extrem de negativă. O persoană care, doar pentru cei care rezonează, luați mesajul ăsta. O persoană care știe că sunteți însărcinate și vrea să vă facă rău psihic. Sau poate multe dintre voi ați născut recent, treceți prin acea perioadă grea, iar persoana asta, pentru cei care sunteți încă într-un cuplu, persoana asta încearcă să vă facă să credeți că aveți probleme psihice. Deci persoana asta, vedeți că lucrează foarte mult să vă facă pe voi să credeți că aveți probleme psihice, că este ceva neregulă cu voi. Văd chiar o persoană care poate să mute lucruri prin casă, să zică că le-ați... că nu știe de ce s-au mutat lucrurile acelea, să vă nebunească, pur și simplu să vă facă să credeți că ați luat o razna sau face anumite zgomote prin casă noaptea, deci primesc ca și clar viziune lucrurile astea și nu este în regulă pentru cei care trebuie să auziți asta. E o persoană foarte periculoasă care are total control pe mintea voastră. Persoana asta are un total control pe mintea voastră și aproape că voi ați ajuns să credeți că aveți probleme psihice. Și acum înțeleg și turnul și în clar viziunea mea, persoana asta dorește să vă termine psihic. Pentru câțiva dintre voi dorește să vă termine psihic. Mă tulbură această persoană și energia acestei persoane. Să știți că mulți dintre voi, pentru mulți dintre voi, persoana asta face lucrurile astea sau se gândește la voi din privința asta pentru bani. Și mai avem și un doi de cupe. Nu sta. Nu, haide să ne lămurim. Pentru cei care trebuie să auziți mesajul ăsta, persoana asta vă vede ca și cum îi aparțineți. Sunteți proprietatea lui sau proprietatea ei. Clar aici nu e ceva curat. Clar aici ne avem de-a face cu o situație curată, cu o situație creștină. În niciun caz. Aveți de-a face cu o persoană diabolică și mai mult decât diabolică este o persoană care posedă mintea voastră, deci tot ce este în ea și în viața voastră. Iar persoana asta știe că vă poate controla oricând și vă vede ca pe vă vede ca pe a lui sau ca pe a ei, dar este și o persoană alcoolistă sau folosește anumite substanțe, are iluzii, halucinații, este o persoană bolnavă. Și să știți că pentru mulți dintre voi persoana asta are multe, am spus că nu vorbim de dark side, dar trebuie să spun, persoana asta are multe ascunzișuri și când vorbesc de ascunzișuri, persoana asta, pentru cei care trebuie să auziți mesajul ăsta, cum se gândește la voi, persoana asta pune persoane ca să vă sune sau încearcă să introducă persoane în viața voastră, parcă are o plăcere, persoana asta se face singur să sufere, ca și cum ar pune pe cineva să vină în viața voastră, să vorbească cu voi sau să vă scrie poate profiluri, poze false sau chiar poate cineva real o cunoștință de acestei persoane și apoi să vă privească de la distanță și să sufere și apoi să vă facă reproșul de ce ați făcut lucrul ăla când de fapt persoana asta a participat la toată șarada asta. Luați cum rezonează pentru voi, primesc foarte multe mesaje. Pentru foarte mulți dintre voi, persoana asta se gândește la voi
ca și cum în toată problema acestei persoane, psihoza, băutura, alcoolismul, drogurile sau orice consumă această persoană, știe că își ratează viața. Absolut, știe că își ratează viața. Și cum vedeți acele trei femei în spate și persoanele cu care această persoană stă să bea, persoana asta poate că a mers la bordeluri și acum are capul jos, poartă această mască, dar are capul jos și are nostalgie. În același timp, știe că își ratează viața cu ce face, știe că vă pierde, nimic din aceste trei opțiuni nu este importantă pentru el sau pentru ea. Este pur și simplu o pierdere foarte uriașă, dar voi nu sunteți obligați să acceptați această persoană în acest fel. Este ceva formidabil. Haideți că mai vreau o carte pentru diavol. Vreau pentru diavol. Cum se gândește această persoană la voi, cei de la etalarea numărul 1 cu diavolul. Putea să nu ne cadă cărți pe jos. Mi-au căzut prea multe, dar o să iau această carte. 3 de momente. Vedeți că pentru foarte mulți dintre voi diavolul. Poate persoana asta este de la locul de muncă, dar vedeți că pentru foarte mulți dintre voi, cei care sunteți din Taur, Fecioară, Capricorn sau aveți de-a face cu un Taur, Fecioară, Capricorn, vedeți că persoana asta se gândește, vă face anumite lucruri oculte sau pur și simplu persoana asta este ceva aparte, ca să spun așa, și vă trimite cu gândul influențe negative ca să vă facă să o căutați sau să-l căutați. Cu diavolul, vorbind de lucruri necurate, persoana asta vă face pentru 6 de săbi și 3 de monede să nu plecați. Să nu puteți să plecați mai departe, să nu puteți să mergeți mai departe. Și anume, nu neapărat regina de monede vorbește despre orice zodia să fie, nu contează. Vorbește despre o persoană foarte stabilă. Persoana asta vrea să vă dărâme stabilitatea. Și într-un alt mod, ca să spun așa, și o altă poveste pe care o văd, este că persoana asta dorește să vă facă ravagii în ceea ce ține de locul de muncă. Poate că încearcă să vă saboteze munca, să facă lucruri de genul ăsta pe la spatele vostru, dar nu este regulă. Bun, haideți să vedem cum vă vede această persoană. Mulți dintre voi să știți că aveți de-a face cu o persoană care chiar este psihopată. Trebuie să o spun. Mulți dintre voi chiar aveți de-a face cu cineva care nu e în regulă. Văd un bărbat înalt. O față mai lunguiață. Nasul subțire și mai mare. Lunguieț. Buzele nici groase, nici subțiri. Ochii mici, sprâncene, persoana asta are o problemă la sprâncene, ori sunt mai rare, ori a pățit ceva la sprâncene, asta văd. Văd un bărbat înalt slăbuț. Are un tatuaj, poate avea un tatuaj pe brațul drept. Dar mai mult de atât, pentru unii dintre voi văd și un tatuaj pe picior. Și pentru unii dintre voi văd un bărbat blond, mai masiv, pentru unele dintre voi, mă scuzați, văd un bărbat blond, mai masiv, cu ochii albaștri chiar sau verzi, o persoană care arată într-un mod foarte vulgar. Iar pentru domni văd o femeie roșcată cu părul ondulat, mai lung, slăbuță, înaltă, tot așa, cu fața lunguiață, cu buzele mai groase, un nas mai mare și mai lung, ochii mici, sprâncene groase, persoana asta are o aluniță pe spate, mai proeminentă,
sau mai mare, ca să spun așa. Poate fi pentru unii dintre voi o persoană cu bistrui și pentru unii dintre voi văd o persoană brunetă, cu părul scurt. Cu o față mai rotundă. Buzele nici groase, nici subțiri, ochii destul de mari, nas mic, sprâncene groase, scundă de înălțime, nu știu dacă v-am spus, și destul de slăbuță. Bun, persoana asta nu este în regulă. Cum vă vede persoana? Haideți să vedem. Cum vă vede persoana voastră iubită pe cei de la etalarea numărul 1? Cum vă vede? Vede ca pe niște persoane grațioase, echilibrate în viața voastră. Persoana asta este obsedată de voi, că sunteți suflete pereche. Sau persoana asta poate fi obsedată de voi. Să știți că pentru mulți dintre voi primesc ca și mesaj că persoana asta are o invidie pe voi. Că vă înțelegeți foarte bine cu cineva din familia voastră, cei care aveți o soră sau un frate sau chiar mamă sau un prieten sau o prietenă, este ca și cum vă vede plin de viață alături de cineva cu care voi vă distrați, râdeți, vă simțiți bine, sunteți echilibrați, persoane foarte stabile, persoane foarte frumoase, aveți un corp foarte frumos, cei care sunteți la etalarea numărul 1 aveți un corp foarte frumos. Poate mulți dintre voi aveți trăsături indiene, ca să spun așa. Multora vă place mătasea, culorile de roșu, de roz, culorile pale, de crem, roz, alb, dar pale, roz deschis. Chiar văd și un cărămiziu. Persoana asta o vede ca pe niște persoane grațioase. Poate multe dintre voi chiar sunteți dansatoare sau... sunteți persoane publice. Persoana asta vă vede cu ură. Vă vede persoana iubită pe cei de la etalarea numărul 1. Știți să vă exprimați foarte bine. Vă vede... culmea că persoana asta vă vede ca pe reflexia lui, reflexia lui sau a ei. Bun, ce mai primesc ca mesaj? Este posibil ca această persoană, acestei persoane, să-i fi mers cu voi o perioadă de timp până voi v-ați awakening. Și anume vorbim de trezirea spirituală sau trezirea din ce vă făcea această persoană, din manipulare. Persoana asta vă vede ca și cum vă treziți, v-ați trezit sau vă treziți, se întâmplă ceva cu voi, nu mai sunteți la fel, nu mai vreți să acceptați această persoană. Persoana asta vă vede să știți că pentru mulți dintre voi, dau dintr-una în alta, trebuie să le spun pe toate, să știți că mulți dintre voi persoana asta are capacitatea, vă face anumite farmece sau lucruri oculte cu ceea ce ține de o oglindă. Având această reflexie sau cu apă. Iar persoana asta știe că voi probabil ați făcut protecții sau v-ați dezlegat de lucrurile astea și persoana asta are o reflexie sau primește ca mesaj de la cine îi spune că voi vă treziți. Simte că ascundeți ceva și acest ascunziș este faptul că voi v-ați trezit, că vă treziți, dar nu ați anunțat această persoană, mi-ai făcut sau mi-ai dres, în niciun caz. Protection, exact ce spuneam. V-ați făcut protecție. V-ați făcut protecție, iar persoana asta este atacată. Vă vede ca pe niște persoane în care poate avea încredere. Logic, da? Vreau să văd o carte. O carte, pentru că vă vede persoana iubită pentru cei de la etalarea numărul 1. Vă vede că aveți îngeri păzitori. Sau că voi sunteți ca niște îngeri. Persoana asta nu reușește să identifice de ce nu v-a putut distruge. Nu reușește să vă identifice. Nu știu, persoana asta e foarte ciudată. Poate că nu
nu știu cum să mă exprim sau în privința acestei persoane, pentru că primesc un gând bun, unul rău, un gând bun, unul rău, parcă persoana asta știe că a făcut atât de multe lucruri bune pentru el sau pentru ea, poate ați ajutat financiar, ați ajutat persoana asta să se lase de vicii sau ați încercat, sunteți ca un înger păzitor sau pur și simplu am un mesaj pentru câțiva dintre voi, poate persoana asta era o misiune a voastră, sunteți healeri, vă treziți și poate persoana asta vă privește ca și are o reflexie și o trezire ca și cum și-a dat seama de ce ați făcut parte din viața lui sau din viața ei. Dar tot nu renunță la voi. Bun, atât am avut pentru cei de la etalarea numărul 1. Eu vă mulțumesc și sper că v-am fost de ajutor. Haideți să trecem la etalarea numărul 2. Ochiul de tigru sau piatra mare. Haideți să vedem cum vă vede persoana iubită pe cei de la etalarea numărul 2. Cum vă vede persoana iubită pe cei de la etalarea numărul 2? Culori, foarte multe culori văd. Foarte multe culori. Sunteți persoane foarte vesele. Cei care vă uitați, leu, berbec, săgetător, gemeni, balanță, vărsător, fecioară, taur. Cei cu care aveți de-a face, rac pe scorpion, capricorn, scorpion, rac, gemeni și berbec. Bun. Persoana asta vă vede foarte... Sunteți persoane foarte colorate, sunteți persoane foarte inventive, sunteți persoane foarte spirituale. La voi simt o energie foarte high level. Voi aveți, mulți dintre voi sunteți healer, mulți dintre voi sunteți persoane evoluate spiritual. Mulți dintre voi chiar ați venit pe acest pământ cu o misiune. Mulți dintre voi chiar sunteți meniți, ca să spun așa, să ajutați anumite persoane toxice. Mulți dintre voi sunteți aici iar persoana asta nici măcar nu știe că voi faceți parte din ca să spun așa, că voi sunteți niște persoane divine, ca să spun așa, că sunteți niște lucrători spirituali. Persoana asta nici nu știe lucrul ăsta. Persoana asta n-are nicio credință, absolut niciuna. Pentru câțiva dintre voi asta a fost și intervenția voastră în viața acestei persoane, ca persoana asta să creadă în... Știați de misiunea asta, știați dinainte, este clar. Persoana asta a vrut cumva să aibă... Voi aveați misiunea cu această persoană să creadă în Dumnezeu, să creadă în divinități. Persoana asta și-a pierdut speranța, și-a pierdut... Văd o persoană vicioasă, o persoană care a fost abuzată în copilărie, o persoană care... căreia i-a lipsit tatăl în copilărie sau tatăl a făcut probleme sau a existat o violență în familie. Văd că și mama nu s-a ocupat foarte bine de această persoană. Persoana asta s-a apucat de vicii foarte devreme și în caz că nu este vorba de vicii, văd o persoană care fură, o persoană care își menține traiul din așa ceva, o persoană care înșală oamenii pentru partea financiară sau se folosește de sentimentele celorlalți pentru a obține... lucruri materiale. Văd o persoană depusolată, o persoană care are o greutate pe piept. Simt lucrul ăsta. Persoana asta are o greutate pe piept. Are chakra inimii închisă, persoana asta. Ați lucrat foarte mult energetic la persoana asta. Foarte mulți dintre voi chiar emanați energie și persoana asta simțea chiar prin sexualitate. Vindecați persoana asta. Este ca și cum găseați persoana asta într-un mod deplorabil după mai mult timp de despărțire, luați persoana asta sub aripa voastră și readuceați persoana asta la viață. Se hrănea bine, dormea bine, dar simt că ați avut și o misiune să certați foarte mult această persoană și a făcut parte din misiunea voastră. Și anume, voi ați fost ca niște profesori să învățați persoana asta cum trebuie să respecte.
și mai ales pe voi, cum să vă respecte. Cum să respecte divinitățile, cum să respecte calea spirituală. Persoana asta trebuia tratată dur și voi ați tratat persoana asta foarte dur pentru că asta făcea parte din misiunea voastră. Iar persoana asta n-a înțeles. N-a înțeles. Ceva, n-a înțeles la momentul ăla. Ceva ai trecut pe cap acestei persoane. Cum vă vede pe cei de la etalarea numărul 1, numărul 2, cum vă vede pe cei de la etalarea numărul 2, persoana iubită. Haideți să vedem. Din nou. Cum se gândește persoana iubită pentru cei de la etalarea numărul 2 la voi? Cum se gândește persoana voastră iubită celor de la etalarea numărul 2 la voi? Wow! Avem o schimbare aici. Da? Rac pe scorpion. Leu. Poate voi sunteți lei, cei care vă uitați. Și sunteți în situația asta. Wow! Persoana asta vă vede ca pe niște regine de săbii. Știe că sunteți persoane foarte corecte și acum realizează lucrul ăsta. Și mai realizează că v-a pierdut dragostea. Realizează asul de cupă. Se gândește la voi cu dragoste, în primul rând, să știți. Persoana asta n-a fost capabilă să iubească. O să facem și clarificare imediat. Avem 8 de cupe. Se gândește la voi cu 10 de săbii și 8 de cupe. V-a pierdut. V-a pierdut definitiv și se gândește la voi și trage cu forța să vă întoarcă înapoi. Poate persoana asta v-a căutat, clar urmează să vă mai caute, trage cu dinți să vă întoarcă înapoi. Vedeți cum trage această persoană asta să vă arăt. Da, această persoană, acest leu cu funia. Așa încearcă persoana asta să vă întoarcă pe voi, dar nu mai poate. În niciun caz nu mai poate. Știe că a pierdut o mare dragoste, știe că voi v-ați răcit, știe că voi sunteți persoane foarte drepte. Regina de săbii mai reprezintă și o persoană foarte spirituală. Poate să însemne și o zeiță, o persoană cu o misiune, o persoană care este privită astfel de către oameni. Mai avem roata. Persoana asta vă consideră, cum vă vede? Vă vede că ați încheiat capitolul ăsta și că s-a întors roata. Vă vede că acum voi, cu turnul, persoana asta v-a trădat foarte tare. Foarte, foarte tare. Am o scenă de infidelitate și nu numai una, dar ca să spun așa, una dintre ele o știți voi și cea care a fost finalul, pentru că nu ați mai putut ierta. Persoana asta pot să-i spun failed. Misiune neîndeplinită. Mulți dintre voi nu reușiți să vă îndepliniți misiunea. Și știți care sunteți healeri. Și vă spun din propria experiență, misiunile care nu se pot rezolva până la capăt trebuie abandonate pentru sănătatea voastră. Pentru că știți că energia voastră se consumă foarte mult și trebuie să știți când să vă retrageți. Și aici are Marele Preot, vorbește despre divinitate care v-a retras din viața acestei persoane. Asta e pentru cei care te să auziți, v-a retras din viața acestei persoane. Văd că ați primit semne de la divinitate, retrage-te. Misiunea asta nu se poate îndeplini. Nu se mai poate face nimic aici. Singurul lucru care s-a putut face, ca să spun așa, a fost ca persoana asta să conștientizeze că a făcut-o urât de tot. Și ca să spun așa, v-ați reîntors de multe ori. De foarte multe ori. Pentru că erați împinși de către divinitate să vă întoarceți. Și parcă mulți dintre voi v-ați încăpățâna voi. Nu vreau să abandonez această misiune. Încă mai pot să salvez persoana asta. Nu mai putea să salvați persoana asta. Persoana asta se distruge singur sau singură. Și o face pentru că se opune părții spirituale. Este ca și cum vi se trimite un înger în viața voastră, iar voi nu sunteți capabili să vedeți îngerul din viața voastră care a apărut și vă face atât de mult bine. Este ca și cum... Știți vorba aia, ți-ai omorât îngerul? Asta a încercat să facă persoana asta cu voi. V-a trădat,
v-a abandonat, a făcut abuz de putere, iar voi v-ați îmbolnăvit. Era normal. Asta face parte dintr-o misiune. V-ați îmbolnăvit, trebuie să vă recuperați. Energia voastră este low, foarte low. Trebuie să vă ridicați energiile, trebuie să faceți foarte multe protecții. Trebuie, în special, doamnele din Loberbeck Săgetător, lucrați foarte mult cu voi și dacă sunteți și știți, primiți ca indicații, lucrați foarte mult cu voi. Pe partea asta trebuie să vă reveniți. În ceea ce ține de sănătate, trebuie să vă reveniți. Este foarte important lucrul ăsta. Să știți că persoana asta se întoarce. Dar voi știți și ați primit indicații clare că... Este ca și cum pentru unii dintre voi am un mesaj că știați că asta este o misiune, dar știați că n-aveți voie să vă îndrăgostiți. Dar pe de altă parte, persoana asta nu putea fi tratată decât cu dragoste. Deci cumva a trebuit să vă sacrificați pe voi pentru a ajuta persoana asta din rac pe scorpion să se trateze cu dragoste. Persoana asta habar n-are cine sunteți voi. Dar în curând o să realizeze. Momentul Saturn este un boom. Deci din partea marelui preot vine și dacă ne-a venit deja, urmează să se întâmple. Vine un moment ca o bombă. Wow, persoana asta chiar era o persoană specială. Să spunem în ghilimele. Persoana asta chiar era un înger. Persoana asta chiar era în viața mea să-mi facă lucrurile astea bune. Și am făcut atât de mult rău. Cum am putut? Persoana asta aproape că își cere scuze, își va cere scuze sau va încerca să implore divinitățile să fie iertat sau iertată pentru ceea ce v-a făcut. Bun, vreau să vă dați un decupe. Pentru că nu toți sunteți healeri. Exact ce spuneam. Deci oricum aș da etalarea asta. Avem împărăteasa. Avem 3 decupe și avem luna. Mulți dintre voi chiar ați pierdut o sarcină din cauza, sau mai multe sarcini din cauza acestei persoane. Cu siguranță este din zodie, da, dar poate fi oricare zodie, este guvernată de lună. Sau poate avea ascendent în zodie de apă. Persoana asta cu 3 decupe a intrat pe furiș și a dat seama ce dragoste a pierdut. Și a dat seama, exact ca în cartea asta, vreau să vedeți, persoana asta a intrat pe furiș în alte case sau mergea la bordeluri sau poate chiar s-a ocupat cu niște lucruri legale. Sau persoana asta v-a vorbit pe la spate cu altcineva, v-a trădat foarte rău, au fost foarte multe minciuni și ascunzișuri. Iar pentru foarte mulți dintre voi, persoana asta v-a trădat cu cineva foarte apropiat. Și regreta amarnic pentru ce a făcut, regreta amarnic, cu asul de cupe știe că a pierdut o dragoste împărăteasa. Maternă. Este ca și cum voi ați fost mame pentru persoana asta. Este ca și cum... Și o dragoste împărăteasă mai înseamnă o dragoste foarte profundă, o dragoste foarte matură, o dragoste care nu este înțeleasă de toată lumea, o dragoste combinată cu grijă, protecție și absolut tot ce avea nevoie persoana asta din partea voastră îi se dădea. Bun. Vreau să văd momentul turn, cum se gândește persoana asta la voi cu momentul turn. Văd un bărbat, pentru doamne, văd un bărbat înălțime medie, brunet, poate avea, poate să-și dea părul pe spate, pentru că câteva dintre voi are puțină bărbiță persoana asta, ochii negri sau căprui, niște ochi foarte profunzi, un nas subțire. Are o aluniță pe față care cred că este în poziția asta pe aici. Pentru altele dintre voi văd un bărbat înalt, cu ochii mici, sprâncene rare, buze groase, nasul lunguieț și mai mare, față mai prelungă, ca să spun așa. Chiar o persoană care este foarte slăbuță la față. Persoana asta nu lucrează. Persoana asta se ocupă cu furat sau lucruri necurate.
văd o persoană care ia ceva dintr-o parte și din cealaltă. Persoana asta ori fură și din altă parte ca să le vândă, ori cumpără la un preț mai mic dintr-o parte, gen tot de la bușnițar, ca să spun așa, și o dă în altă parte cu un preț mai mare. Dar este tot ceva la negru, ca să spun așa. Persoana asta este o persoană ca și cum încearcă să se descurce de aici colo. Bun. Da, momentul turn. Persoana asta a realizat cu momentul turn 3 de monede. A realizat că aveți foarte multe persoane în jurul vostru. A realizat că sunteți persoane foarte admirate. Persoana asta cu 9 de pentacule și-a dat seama că nu vrea să fie singur sau singură și că celelalte oferte erau nimic și că viața pe care avea cu voi nu se compară cu nimic din ce făcea. Era o viață atât de frumoasă, atât de liniștită. Persoana asta nu mai vrea viața fără voi. Judecata consideră că și-a luat plata și și-a plata pe drept pentru tot ce a făcut. Consideră că îi se dă lucruri rele pentru că și-a bătut joc de cele bune. 10 de săbii. Cum se gândește persoana asta la voi? Se gândește persoana iubită la cei, la instalarea numărul 2 cu 10 de săbii. Persoana asta încă are speranță, exact ce spuneam, 8 de săbii, este legată de voi, lumea. Nu, capitolul ăsta nu se încheie pentru persoana asta. 4 de cupe, voi nu mai vreți persoana asta. Dar persoana asta s-a gândit, i s-au schimbat sentimentele, persoana asta care nu era mulțumită cu relația asta cu voi, s-a gândit și acum își dorește relația cu voi, dorește să înceapă un nou capitol, dorește o familie, dorește... Știe că v-a făcut foarte mult rău, știe că v-a junghiat pe la spate, știe că v-a ținut legați într-o chestiune toxică. Să știți că și persoana asta a făcut foarte, foarte multă manipulare cu voi și v-a pus foarte multe ori să așteptați, v-a pus foarte multe ori să așteptați, v-a făcut să suferiți foarte mult. Voi sunteți niște suflete atât de curate și atât de pure și atât de... Mulți dintre voi chiar arătați mai tineri decât vârsta voastră datorită faptului că sunteți niște lucrători lucrători de lumină. Să le spunem așa. Persoana asta vă duce dorul și urmează să vă facă o vizită. Regretă tot ce a făcut. Regretă enorm. Haideți să vedem cum vă vede persoana asta. Pentru cei de la etalarea numărul 2, cum vă vede persoana voastră iubită? Pentru cei de la etalarea numărul 2, exact asta văd, un curcubeu. Așa vă vede persoana asta, că avea un curcubeu. Puteți să faceți atât de multe lucruri și în același timp să vă focusați pe atât de multe lucruri și parcă vă vede... Persoana asta sigur v-a văzut aura de foarte multe ori. Probabil că și în stare de ebrietate v-a văzut aura. Dar de foarte multe ori a văzut-o în jurul vostru și nu știa ce este mai exact, ce se întâmplă. Cum vă vede persoana iubită pe cei de la etalarea numărul 2? Cum vă vede? Cum vă vede persoana? Op! Ah! O secundă. Probabil că vă vede în foarte multe feluri. Ok, o să iau cărțile care s-au întors. O să le iau ca pe niște mesaje. Persoana asta vă vede în permanență ca un vis care nu se mai poate împlini. Vă visează în primul rând, vă visează foarte mult. Vă vede persoana iubită pe cei de la etalarea următoare. Foarte puternici. Am spus puterea, din nou, leu. Vă vede ca pe niște persoane foarte puternice. Persoane care aveți vise mărețe. Și persoana asta, mai ca un răspuns, persoana asta vă vede în vise. Vă vede. Primește mesajele de la voi în vise. Voi vreți ca persoana asta să vă vadă în vise.
vă vede exact ce spuneam, ca un curcubeu, pline de viață, pozitiv, pozitive, pline de creativitate, totdeauna știți și renașteți din propria cenușă, întotdeauna vă vindecați, întotdeauna vă reveniți. Și mai primesc un mesaj că persoana asta simte că voi ascundeți ceva, și anume că v-ați trezit. Persoana asta crede că v-a manipulat și da, v-a manipulat. Numai că ceea ce crede persoana asta, să știți că a încercat să facă și lucruri oculte. Dar să știți că ceea ce crede persoana asta și v-a afectat un pic energia de foarte multe ori, v-a pus la pământ. Dar n-a făcut-o ca și cum, da, a făcut-o și cu intenții rele în momente de furie, dar persoana asta a făcut-o ca și cum să vă lege, un binding. Și voi ați simțit lucrul ăsta și v-ați făcut protecție. Vă vede ca pe persoane foarte abundente, am și spus că a avut un interes financiar. Vă vede ca și cum v-ați trezit și primește mesaje în vis că v-ați trezit. Vă vede că celebrați, sunteți bucuroși, sunteți fericiți. Inocente, exact ce spuneam, persoane inocente, pure. Purity, exact ce spuneam, a urmat cartea Puritate. Pure. Nu știu dacă se vede jos. Purity, puritate. Vă vede ca niște persoane foarte pure, poate foarte multe dintre voi sunteți atât de frumoase sau aveți un chip atât de luminos încât necesitați foarte puțin machiaj sau vă machiaj poate foarte puțin. Persoana asta v-a văzut de foarte multe ori în stare, în dimineața, în trezie sau foarte obosite sau foarte obosiți, iar persoana asta consideră că sunteți foarte frumoși așa cum sunteți naturali și aveți niște ochi foarte expresivi. Cam așa ceva. Ok. Ok, persoana asta crede că dacă va face ceea ce trebuie, o să se unească cu voi. Reflexia voastră, este posibil ca pentru foarte mulți dintre voi persoana asta să vă fi fost suflet geamăn sau să vă fie suflet geamăn. Iar voi să știți că trebuie să abandonați. Voi sunteți practic cei care sunteți știați. Când ați venit în viața asta, a știut misiunea asta și a știut când ați cunoscut persoana asta că este vorba despre asta. Unii dintre voi ați comunicat acestei persoane, dar persoana asta nu a înțeles la nivelul ăsta. Iar persoana asta și-a dat seama cu uniune și reflection că se reflectă în voi oglindă. Și și-a dat seama, s-a trezit oarecum și și-a dat seama că sunteți și suflete gemene și acum regândește tot ce a spus acestei persoane și tot ce a fost în relația cu voi, că sunteți suflete pereche și suflete gemene. Mai vă vede ca pe foarte bune ascultători. Exact ce spuneam, healer. Pentru foarte mulți dintre voi, persoana asta chiar v-a văzut aripile, pentru cei care înțelegeți. Acum să nu vă chipuiți că cei care suntem lucrători ai luminii avem aripi și o să apară aripile respective. Pur și simplu sunt ca niște culori sau lumini, ca să le spunem așa. Mulți dintre voi chiar persoana asta vă puteți să comunicați telepatic chiar și cu animalele. Sunteți iubiți. Vă vede persoana asta ca și cum copiii vă iubesc, animalele vă iubesc. Ok. Choice. Ok. Vă vede că ați decis. Nu mai vreau o carte în legătură cu decizia. Choice. Ați decis să vă protejați. Așa vede persoana asta, că ați decis să vă protejați. Ați decis să vă protejați împotriva lui sau împotriva ei. Și vede lucrul ăsta. Că ați ales viața voastră, că ați ales sănătatea voastră. Protection. Și că aveți discernământ. Ok. Aici s-a înțeles totul. Atât am avut pentru cei de la etalarea numărul 2. Eu vă mulțumesc și sper că v-am fost de ajutor. Haideți să trecem la ultima etalare. Etalarea numărul 3. Bun. Cristalul. Ok, haideți să vedem. Haideți să vedem ce avem pentru cei de la etalarea numărul 3. Pentru cei de la etalarea numărul 3, cum vă vede persoana?
se gândește la voi persoana iubită. Pentru cei de la etalarea numărul 3, cum se gândește la voi persoana iubită? Cum se gândește la voi persoana iubită pentru cei de la etalarea numărul 3? Haideți să vedem. Persoana asta consideră că speranța este moartă. Sau nu mai are nicio speranță în ceea ce vă privește. Cei care vă uitați, leu, berbec, săgetător, gemeni, balanță, vărsător, rac, scorpion, dar puteți fi oricare altă zodie. Văd foarte mult scorpion. Persoana asta poate fi din Taur, Fecioară, Capricorn, leu. Aici s-a întâmplat ceva. Ceva a murit steaua cu moartea. Ceva se transformă. Ori ați prins persoana asta cu cineva. V-a înșelat cu altcineva. Avem aici o trădare foarte mare. Clar e vorba de o a treia persoană. Dacă aveți de-a face cu o persoană căsătorită, o să aflați de o altă persoană cu care vă înșeală această persoană. Adică ca și cum în afară de relația respectivă mai există altcineva. Și poate s-a întâmplat deja lucrul ăsta. Iar persoana asta vă vede ca și cum ați realizat lucrul ăsta și regretă că a făcut treaba asta și că a fost prinsă sau prinsă. Ce mai văd este că persoana asta, pentru câțiva dintre voi care aveți de-a face cu rac pe scorpion, persoana asta nu este o persoană sinceră în niciun caz. Nu are sentimente pentru voi. Cu 4 de cupe este, și cu 4 de cupe și 8 de săbii, este ca și cum persoana asta este legată într-o altă situație și cu... Bun. Persoana asta este legată într-o altă relație. Tot cu cineva dintr-o zodie de foc. Iar persoana asta, ca să spun așa, vrea să reînvie acea relație. Pentru cei care trebuie să auziți, vreau să clarific. 4 de cupe. 4 de cupe. Persoana asta e în defensivă cu voi. 2 de cupe. Multă așteptare. Ok. Poate fi o distanță între voi. Persoana asta a plecat. Deci pur și simplu a plecat. Pentru o altă situație. Iar persoana asta vă vede ca și cum își dorește să mergeți mai departe, pentru cei care trebuie să auziți, își dorește să mergeți mai departe, regretă în același timp că v-a făcut lucrul ăsta, dar își dorește să vă eliberați și să puteți să mergeți mai departe. Își dorește să vă eliberați din acest 8 de săbii și 4 de cupe în care v-a ținut, adică ceva de genul, nu sunt hotărât ce vreau, dar te țin legat de mine, dar nu știu de ce te țin legat de mine. Este ca și cum vreau să te păstrez ca și cum ești proprietatea mea, dar în același timp vreau să... Nu știu ce vreau. Cam așa ceva. Adică nu știu ce vreau, dar te păstrez. Persoana asta alege într-un final pe altcineva sau ales pe altcineva și vă vede că suferiți, dar în același timp... Haideți să vedem... 5 de cupe. 5 de cupe. Wow! 10 de săbii. A existat o foarte mare trădare aici. Cu 6 de bâte. Patru de monede. Ok, cineva aici n-a vrut să mai dea nimic. Bun. Poate că voi n-ați vrut să-i mai dați persoanei astea nicio șansă pentru că v-a trădat și pentru că voi simțiți că este finalul. Și pentru că voi simțiți că și aici aveți de-a face cu cineva din Taur, Fecioară, Capricorn, avem monede, avem gemeni, balanță, vărsător. Persoana asta parcă și-a luat la revedere de la voi. Persoana asta, pentru foarte mulți dintre voi, v-a dorit atenția foarte mult.
sau ați simțit ca și cum sunteți persoane foarte atrăgătoare din punct de vedere sexual și persoana asta se gândește foarte mult la voi din punct de vedere sexual, foarte mult. Adică consideră că aveți un corp foarte frumos și sunteți foarte voluptoase, că aveți un păr foarte frumos, însă persoana asta n-a vrut să se, poate este o persoană căsătorită, persoana asta n-a vrut să se implice mai mult. Sau, dar nu pentru toată lumea este același mesaj. Pentru câțiva dintre voi, pentru unii dintre voi văd că persoana asta n-a fost și n-a putut să se implice mai mult pentru că are o altă situație și a vrut să își reînvie relația unde avea acolo o familie, ca să spun așa. Iar pentru alții dintre voi văd că aveți de-a face cu o persoană trădătoare care pe lângă soție sau soț ați aflat că mai exista cineva și asta a fost o trădare mult prea mare, voi n-ați putut să treceți peste așa ceva. Iar persoana asta se gândește că voi nu o să-i mai dați atenție niciodată. Și din punct de vedere sexual o gândește. Ok. Opt de săbii, cum se gândește persoana iubită la voi, cei de la numărul 3. Wow, avem regina de săbii invers. Bun. Ori voi, cei care sunteți din gemeni în balanță vărsător, ori aveți de-a face cu un gemeni în balanță vărsător, regina de săbii cu îndrăgostiții și valetul de monede. Ok. Nu-mi place. Persoana asta se gândește la voi. Ok. Regina de monede invers, regina de săbii invers înseamnă ceva foarte negativ. Și anume o persoană atât de crudă care nici măcar nu vrea să vă arate niciun sentiment, absolut nimica. Poate fi vorba de o trădare aici, acum las cum rezonează, dacă voi sunteți cei care ați făcut lucrul ăsta, vă pare rău pentru că ați făcut lucrul ăsta, dacă voi ați avut de-a face cu acest lucru ăsta, iar persoana asta pur și simplu a făcut-o și cu îndrăgostiții v-a dat speranțe de dragoste, valetul de monede este cineva care vă este interesat de bani, o persoană neserioasă, se mișcă foarte lent, Taur, Fecioară, Capricorn, și mai mult de atât, este un om ca un hoinar. Adică, trebuie să vă arăt cartea, ca să vă dați seama. Este un tip care cântă pentru câțiva penny. Și mai mult de atât, este cineva care cerșește atenție și mai ales sexuală. Ok. Haideți să mai clarificăm ce mai clarificăm. Moartea. Ok. Moartea. Okay. Ok, s-a terminat distracția. 8 de cupe, s-a plecat din situația asta. Împăratul. Berbec Taur. S-a plecat dintr-o situație. Aveți de-a face cu un om care... cineva și-a băgat coada aici. Cineva și-a băgat coada. Am spus că există o altă persoană. Există o altă persoană sau poate voi ați realizat ceva despre persoana asta, că era o persoană mult prea îngânfată, că poate are și patima alcoolului persoana asta și este ca și cum te vreau doar când vreau aceste acte sexuale. Atât. Este o persoană mult prea perversă din câte văd. Și această carte vorbește clar că persoana asta avea două femei. Dacă este un bărbat, dacă nu, și este o femeie, avea doi bărbați. Bun. Și voi cred că v-ați trezit și v-ați dat seama că persoana asta mai avea chiar pe altcineva în afară de soție sau soț. Ok, haideți să vedem cum vă vede persoana asta. Dezamăgitor. Aud o persoană care... Ok. Deci persoana asta, pentru doamne, persoana asta v-a înșelat cu cineva de la locul vostru de muncă.
cred că ați aflat. Pentru doamne v-am înșelat cu o bună prietenă care poate fi roșcată sau blondă. Ori cunoșteați persoana asta. Eu văd ceva ce ține de locul de muncă, de un loc public. Ori pur și simplu vă cunoșteați cu persoana asta dintr-un loc public. V-am înșelat cu persoana asta pe care voi o cunoșteați. Dar eu pur și simplu simt o furie foarte mare din partea voastră. O furie foarte mare. Parcă nu știți cum să vă exteriorizați furia. Nu știți ce să mai spargeți. Nu știți ce să mai faceți. Nu știți ce să mai... A fost prea dur. Și parcă persoana asta v-a și vorbit urât pe la spate. V-a vorbit urât pe la spate chiar cu persoana lui oficială cu care trăiește. Și cu anumite persoane pe care le cunosc pe voi. A fost o trădare foarte mare. Ok. Haideți să vedem cum vă vede persoana iubită pe cei de la etalarea numărul 3. Cum vă vede? Cum vă vede? Ok, listening mi-a căzut în ascultare, mi-a căzut în invers. Deci vă vede ca și cum nu mai vreți să-l ascultați sau să-l ascultați în niciun caz. Vă vede ca pe niște persoane foarte grațioase, foarte multe dintre voi aveți trăsături indiene sau un aspect mai de genul acesta. Sunteți mai, aveți o culoare mai închisă la ten. Persoane aventuriere. Deci pe cartea asta nu-mi place, pentru că asta vorbește despre faptul că persoana asta v-a considerat pe unii dintre voi o aventură, dar exact, vedeți cartea asta cum trage această persoană cu greu? Este ca și cum voi veneați oricum cu un bagaj din spate de suferință. Iar persoana asta este ca și cum, sau voi ați tras foarte mult de această persoană să vă ia în serios sau să creeze o relație serioasă cu voi, iar voi este ca și cum voi trăgeați de ceva care nu se poate mișca din situația în care este. Okay. Persoana asta vă vede ca pe un sanctuar. Vă vede ca pe un loc unde poate să vină, să se simtă bine, să se relaxeze. Foarte multe dintre voi purtați foarte multe bijuterii, brățări, inele, lucruri de genul acesta, poate cu pietre, vă plac foarte mult pietrele. Multe dintre voi purtați pe cap bentițe sau tot ceva ornamental, pietre. Vă place foarte mult mătasea, dantela, culoarea neagră. Vă place foarte mult argintul, dar și diamantele vă plac. Culoarea argintie o văd foarte mult. Persoana asta vă vede ca pe un sanctuar. Exact. Persoana asta vă vede, avem această carte care vorbește de percepție. Că percepeți realitatea distorsionată sau lucrurile le percepeți distorsionat. Persoana asta vă vede ca și cum acum plângeți, acum... Ca să înțelegeți, persoana asta vă vede ca pe niște persoane false. Că purtați o mască. Asta consideră persoana asta despre voi. Ori vă consideră că faceți prea multe drame, ca să spun așa. Asta nu înseamnă că e realitatea, dar așa vă vede persoana asta. Vă mai place și foarte mult culoarea roșie. Poate că vă vede că nu reacționați cum trebuie când trebuie. Poate că atunci când trebuie să zâmbiți, plângeți. Poate că atunci când trebuie să plângeți, zâmbiți. Nu știu. Ok. Armonie. De foarte multe ori ați adus armonie în viața acestei persoane. Foarte multe dintre voi iubiți trandafirii roșii. Poate persoana asta v-a făcut cadou trandafirii roșii și roz. Multe dintre voi poate că aveți voce. Aveți voce, logic. Multe dintre voi poate, sau mulți dintre voi poate aveți o carieră în ceea ce ține de muzică. Sau vreți să vă faceți auziți într-un domeniu anume și persoana asta vede lucrul ăsta? Centering. Ok.
persoana asta vă vede în permanență disponibil sau disponibile în ceea ce privește pe el sau pe ea. Discernământ invers. Persoana asta vă vede ca pe niște persoane care nu aveți discernământ, joacă invers. N-aveți simțul umorului, că sunteți persoane prea sobre. Healing, că vă vindecați. Este ca și cum cineva v-a otrăvit, ok? Există foarte mult venin aici. Sau poate cineva aici a încercat să otrăvească pe cineva. Cineva a încercat să țină pe cineva într-o sticluță, într-o colivie. Și persoana asta poate nu vrea să vă lase să vă vindecați. Vă vede că treceți printr-o tranziție foarte profundă, foarte puternică. Multe dintre voi aveți părul foarte lung și atern și ondulat, iar multe dintre voi brunet și foarte lung. Aveți nasul mic, buzele subțiri. Haideți să vă arăt chipul ăsta ca să vă dați seama. Nu știu dacă se vede clar. Vă place culoarea maro foarte mult. Abundență invers. Ok. O persoană asta, dacă a urmărit ceva financiar, simte că nu mai aveți abundență și că nu mai vreți, sau că nu mai vreți să oferiți și că vă treziți invers, că nu vă treziți. Aveți grijă, pentru că persoana asta crede că încă se poate juca cu viața voastră. Bun. Atât am avut și pentru cei de la etalarea numărul 3. Acesta a fost video interactiv de astăzi. Dacă v-a plăcut, nu uitați să vă abonați, să dați un like, să dați un share. Eu vă mulțumesc și vă aștept la un nou video.